Societatea Națională de Închidere Mine Valea Jiului are buget de venituri și cheltuieli. Pe ordinea de zi a ședinței de guvern s-a aflat proiectul privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a Societății Naționale de Închidere Mine. Potrivit directorului societății Petre Drogoescu, bugetul a fost aprobat de guvern în forma propusă. Proiectul privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 pentru Societatea Națională de Închidere Mine Valea Jiului, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, ar fi trebuit să fie aprobat săptămâna trecută, însă acesta a fost retras de pe ordinea de zi.